Chemăm pe doamna Șoșoacă, când te-ai masturbat ultima dată? Ar fi culmea să și aflăm. Rupem cu asta. Când s-a uitat la Simion. Bun, începem sezon nou, discuții. Tabu, mi-era dor să începem împreună. Dacă anul ăsta lor... nu cred că mai terminăm împreună. Anul ăsta terminăm... Nu, că văd că nu ești statornic, ai zis că deschizi 2-3 filmulețe deodată, nu-ți convine nimic, îți plac mai multe tipe deodată, nu, eu nu sunt genul. Te-am zis de la început, de la primul episod, că eu sunt pe monogamie. Bun, atunci anul ăsta trebuie să avem mai mulți invitați, ca măcar unul dintre noi să termine odată cu invitatul. Da, cred că o să căutăm invitații genul tău. Auzi, dacă crezi că lor le era dor de noi? I-am lăsat așa puțin, fără controverse. Mi-au scris fără... câțiva, sincer, și câteva. S-au mai cerut, ți-au mai trimis dick-pic-uri? Nu, băi, mi-am dat seama că s-au gata, anul ăsta cred că e alt trend. Numai cu dick-pic-uri? Dar cu ce? Nu-mi dau seama, încă nu, n-am primit. Aștept să apară primul episod, că de acolo e stârnesc. Anul ăsta își fac cu coaiele, cu curul, cu... Nu știu, nici nu vreau să mă gândesc. Auzi, stai puțin că realizez o chestie. S-ar putea să fi încetat curentul ăsta că am făcut educație masculină. Au văzut că le-am spus că e de căcat și iată cum a devenit un podcast educativ ăsta. Băi, dacă am reușit să-i educăm pe unii bărbați... Înseamnă că măcar 1% din ceea ce ne-am propus anul trecut ne-a ieșit. Dăm foc la internet anul ăsta? Dăm, ne ajută IT exclusiv, ne-au pus la dispoziție acest studio minunat. Vezi, mă, ceri universului ceva și îți dă mai mult decât ceri. Discuții Tabu revine la IT exclusiv.